Reacțiile participanților la manifestările organizate cu prilejul zilelor orașului Piatra Neamț sunt pozitive după prima zi. Pietrenii sunt invitați să deguste specialități ale producătorilor locali și să se bucure după o perioadă lungă în care a trebuit să se respecte distanțarea socială. Pentru prima zi a fost bine, a fost frumos, au venit lumea, un pic sfioasă după atâta timp de stat în casă, să zicem așa, dar dornică de a ieși. Și ce aștept? Sperăm să țină vremea cu noi, deși nu, să zicem așa, nu negăm că va ploua zilele astea, dar ne bucurăm de orice moment. Au luat niște inițiative foarte bune, vreau să vă spun, în limita posibilităților. De ce? Știm foarte bine cum stă bugetul primăriei. De aici a plecat totul, de la bani. Dacă ai bani, faci mult mai multe. Față de altă dată, tarifele sunt mai restrânse, dar la banii care i-au avut în buget, zic eu că au amenajat niște lucruri și niște evenimente făcute foarte, foarte bine. Nu știu dacă lumea a fost bine informată, dar acum sunt aici în centru, vis-a-vis de teatru, văd că s-a amenajat curând o terasă foarte faină, ca altă dată, ceea ce ar trebui să continue, să simtă lumea foarte bine până duminică. Eu le doresc succes la cei care au amenajat, dar la cetățenii orașului să se bucure de aceste zile, mai ales că după atâta frig și ceață au venit și soarele. Gogoșelii grecești și clătite cu ciocolată și dulceață. După ora 5 a fost chiar aglomerat. Cred că o să fie mult mai aglomerat. Lumea se simțea bine și le-a plăcut gogoșelile. Am stat la rând până târziu și am depășit chiar și programul. Cum vi se pare la Piatra Neamț? Foarte frumos, o organizare excelentă. Nicăieri, la niciun festival nu a fost trasă apă sau energie pentru fiecare rulotă în parc. De unde veniți? Din Pașcă. Felicitări domnului primar. Domnul primar, vă felicit. Și cu ce așteptați pe Pietreni? Avem langoș cu cașcaval, smântână și chiurtoș calaci cu nucă și toate bunătățurile. Astăzi suntem în centru, suntem la zilele orașului. Am fost invitați să participăm. Eu am venit cu caravana mea, Il Viaggio dei Sapori. Ce să zic, ieri a fost o zi super faină, nu ne așteptam. Lumea a venit pe seară. Am avut un trafic destul de mare. Chiar ne-a prins puțin pe nepregătite, suntem sinceri. Adică ne așteptam să avem un trafic, dar nu chiar așa de mare. Dar am avut un trafic destul de mare, ceea ce pe noi ne face să fim mai pregătiți, ne motivează lucrul ăsta. Și vrem să oferim cât mai mult orașului, chiar de zile orașului. Și atunci eu personal am venit cu burgerii care pe mine mă reprezintă legat de ce înseamnă Il Viaggio dei Sapori. Este un produs care l-am gândit și l-am creat acum 3 ani. Timp de 3 ani tot l-am îmbunătățit, să zicem. Și ce să zic, aseară am avut chiar foarte multe feedback-uri bune legat de el. Chiar aveam un băiat aici care striga că e cel mai bun burger. Ce să zic, ceva deosebit, adică pentru noi ne mulțumește lucrul ăsta. Organizarea chiar nu mă așteptam să fie chiar așa de bună. Adică eu am mai participat la niște zile orașului acum 2-3 ani și am întâmpinat probleme, dar anul ăsta chiar s-au ridicat la nivelul de un street food. Mai au puțin de lucrat, dar e spre bine, totul e spre bine. Și care sunt așteptările pe care le aveți până la final lumea? Așteptările noastre sunt următoarele, cel puțin eu. Eu m-am pregătit cu 700 de burgeri. Deci dacă ajung la 700 de burgeri, înseamnă că este un real succes și cred că ajung în capătul ăsta. Adică mi-aș dori duminică seară să nu mai am un burger. 24 iunie a fost prima zi din Piatra Fest, zilele orașului Piatra Neamț. Anul acesta, zilele orașului beneficiază de participarea artiștilor locali din Piatra Neamț. Ne-am dorit foarte mult să-i promovăm pe cei mai apreciați artiști locali din zonă. De asemenea, Piatra Food Fest și-a propus să promoveze și să invite să participe la acest târg gastronomic, în special reprezentanții mediului Horeca din Piatra Neamț și din județul Neamț. Așa că
că ediția de anul acesta a Zilelor Orașului într-adevăr își prezintă și își vinde exact ce are mai bun și cu ce se mândrește. Ce să mai zic, ne bucurăm că am reușit să organizăm anul acesta Zilele Orașului Piatra Neamț. Ne bucurăm că chiar și că este chiar primul eveniment mare în aer liber din Piatra Neamț și cred că cel mai mult se bucură pietrenii și drept dovadă fiind și prezența lor foarte numeroasă, mult mai numeroasă oricum decât ne așteptam în prima zi, ziua de joi.